În fiecare an, 5% din populația globului are de-a face cu hernia. 2/3 din cazuri sunt hernie inghinală. Cât de periculoasă este și dacă este periculoasă această hernie, când poate fi amânată și când e neapărat nevoie să se intervină din punct de vedere chirurgical, ne va spune domnul dr. Ștefan Tucă, medic primar chirurgie generală cu competență în chirurgie laparoscopică avansată, chirurgie bariatrică, herniologie, flebologie și proctologie. În primul rând, aș vrea să ne spuneți în România cât de frecventă este această hernie inghinală și la ce fel de persoane apare, de la copii la vârstnici sau există, să spunem, o vârstă mai predilectă? Hernia inghinală e una dintre cele mai frecvente patologii în chirurgia generală. Ea apare mai des la bărbați. Și la copii, la copii care prezintă ceea ce se cheamă o persistență a comunicării între cavitatea abdominală și bursa scrotală. Să nu uităm că în timpul vieții noastre intrauterine de pacient de sex masculin, testiculele noastre se găsesc în cavitatea abdominală. Și ele coboară din cavitatea abdominală către scrot, dând între ghilimele o gaură în peretele abdominal, gaură care se numește orificiu inghinal profund. Prin acel orificiu inghinal profund, coboară din cavitatea abdominală către scrot testiculele însoțite de vasele și nervii care irigă, respectiv vascularizează. Că vorbeam de copii adineauri, există copii la care această comunicare nu se închide, se numește canal peritoneo-vaginal și această patologie trebuie rezolvată pentru că există și adulți la care patologia n-a fost rezolvată și persistența de canal peritoneo-vaginal există. Am întâlnit și nu sunt puțini adulți cu persistență de canal peritoneo-vaginal. Altă categorie a pacienților, de pacienți care dezvoltă hernie inghinală, sunt pacienții care cresc presiunea intraabdominală într-un anumit fel. De exemplu, pacienții care tușesc, pacienții care sunt obezi, pacienții care sunt constipați sau suferă de adenom de prostată și fac un efort de micțiune. Acești pacienți cresc presiunea abdominală și acel orificiu inghinal profund se lărgește și permite trecerea din cavitatea abdominală către regiunea inghinală și către scrot unui organ, a unui viscer din cavitatea abdominală. Acesta poate fi intestin subțire, poate fi vezică, poate fi colon. De regulă cam aceste organe coboară în herniile inghinale și sunt învelite de un sac pe care ulterior trebuie să-l tratezi ca să rezolvi chirurgical hernia. Care sunt simptomele herniei? Simptomele herniilor în general, mai puțin cea hiatală aici, sunt reprezentate de apariția unei boseluri, a unei umflături în regiunea inghinală, ombilicală, epigastrică, femurală. Acea umflătură este reductibilă uneori, adică pacientul când stă în poziție de decubit dorsal culcat, remarcă că boselura aceea care se manifestă când el stă în picioare, în momentul în care stă în decubit dorsal, aceea dispare. Înseamnă că hernia este reductibilă. Ulterior, acel viscer care herniază face să apară niște aderențe între el și sacul care îl învelește. Și hernia devine din ce în ce mai puțin reductibilă până când ajunge în stadiul de a fi încarcerată. Adică nu mai poate fi redusă în abdomen prin manevrele de apăsare, împingere, atingere și rămâne încarcerată. Dacă e încarcerată, e foarte ușor ca această hernie să se stranguleze. Adică viscerul care a herniat, organul care a herniat în afară prin acel orificiu, pentru că orificiul se află în plin traiect muscular și pentru că mușchii se contractă de foarte multe ori. Uite, să vă dau un exemplu, la hernia umbilicală, orificiul de hernia umbilicală este situat în traiectul mușchilor drepții abdominal, care se contractă. Când noi respirăm, mergem, facem efort și atunci structura herniată e strânsă și vascularizația ei și modul în care ajunge sângele la organul acela e întreruptă vascularizația și organul se strangulează. Da? Și când se strangulează, se întâmplă două lucruri.
Tranzitul intestinal pentru materii fecale prin tubul digestiv și gaze nu se mai realizează și nu poate trece mai jos de acest obstacol. Pacientul intră în ocluzie intestinală și e foarte probabil ca hernia strangulată, organul strangulat, să se necrozeze, să moară acel organ și atunci, intestin subțire de exemplu, și atunci trebuie îndepărtat chirurgical. Da? Când e momentul să se intervină chirurgical? Pentru că sunt și cazuri în care hernia ar putea fi amânată. Da, e discutabil că hernia ar putea fi amânată. Am întâlnit hernii foarte mici care au venit purtate de niște pacienți și care erau deja strangulate. Da? La fel de bine cum am găsit și hernii cu pierderea dreptului la domiciliu, să vă dau un exemplu, hernii inghinale care ajung până la genunchi la unii pacienți, că atât de neglijenți sunt, și care nu erau în ocluzie. Nu există nu pot să vă spun cât anume ar putea să stea un pacient cu hernie fără ca aceasta să se complice. Eu și, în general, tagma noastră a chirurgilor consideră că cu cât se rezolvă lucrurile mai repede, cu atât e mai bine pentru pacient și cu atât riscul ca aceste complicații pe care le-am dezvoltat un pic anterior să nu apară, cu atât mai mult aceste complicații nu apar. În general, se intervine laparoscopic, dar s-a introdus și chirurgia robotică și știu că se face foarte multă reclamă în acest domeniu. Este o modă, este o fiță folosirea robotului sau a chirurgiei robotice în rezolvarea herniei inghinale? Într-adevăr, în România, cel puțin în ultimul deceniu, dezvoltarea laparoscopiei în ceea ce privește patologia peretelui abdominal, hernii și eventrații, a căpătat amploare. A apărut de curând, inclusiv în România, există clinici private și de stat care s-au dotat cu un robot, un robot care e manipulat de chirurg și care presupune realizarea a unei operații laparoscopice, că practic e același tip de operație care se face. Nu cred că chirurgia robotică are un avantaj major pentru pacient în cazul herniilor. Cred că are mai degrabă un avantaj major pentru chirurg, pentru că chirurgului îi e mai ușor să facă chirurgie robotică decât chirurgie laparoscopică. Are un grad de manipulare al penselor, al brațelor robotului, care nu se poate întâmpla în cazul chirurgiei laparoscopice convenționale. Dar pentru pacient vorbim tot de operație laparoscopică, da? Chiar dacă ea este realizată cu robotul. Totuși se mai face și chirurgie clasică. Se face chirurgie clasică. Da, se face chirurgie clasică și destul de mult. Care este procentul, dacă ar fi să luăm așa overall în România, în momentul de față, al intervențiilor chirurgicale clasice în hernie versus laparoscopie? Din păcate, cred că e covârșitoare proporția colegilor chirurgi care rezolvă aceste patologii pe cale clasică. Eu cred că 70% din ceea ce se întâmplă în România în domeniul chirurgiei parietale abdominale se realizează pe cale deschisă, pe cale clasică. Laparoscopia a pătruns, într-adevăr, în centrele universitare, în spitalele mai dezvoltate. Unii dintre noi au mai plecat prin străinătate, au mai văzut pe acolo câte ceva, au încercat să implementeze când s-au întors aici. Dar, în general, se face în puține spitale județene, dacă mă întrebați pe mine, operația laparoscopică pentru hernie inghinală, ombilicală sau eventrație. Iar avantajul este net. Avantajul este net. Pacientul resimte ceva asemănător cu o febră musculară postoperator. Inciziile sunt minime, cel puțin în hernia inghinală vorbim de o incizie la nivel ombilical de 1 cm și alte două de 5 mm versus o incizie de 8-9 cm în chirurgia clasică. Chirurgul poate explora cavitatea abdominală în întregime, căutând leziuni sau pur și simplu încercând să vadă cum e anatomic pacientul pe interior, lucru pe care nu poate să-l facă pe cale deschisă. Sunt o grămadă de avantaje legate de chirurgia laparoscopică în rezolvarea defectelor de perete abdominal. În ceea ce îi privește pe bătrâni, ce se recomandă? Cea clasică sau cea laparoscopică? Depinde. Eu am operat și de 95-96 de ani cu
pacienți cu hernie pe cale laparoscopică, dar la aceste vârste venerabile, discuția cu medicul anestezist și explorarea prin diverse consulturi, cardiologic, pneumologic, preanestezic, a acestui pacient, pune indicația de laparoscopie. Deci există pacienți cu vârste foarte înaintate pe care nu pot să-i operezi laparoscopic pentru că e o contraindicație anestezică și atunci ei tot trebuind să fie operați, va trebui să-i operezi pe cale clasică. În ceea ce privește hernia bilaterală, pentru că apare de multe ori bilateral hernia, cum se procedează? Se rezolvă ambele într-una singură? Se rezolvă pe rând? Cum procedați? Eu le operez pe ambele în același timp, pentru că mă gândesc și la pacient. Pacienții care vin să opereze de hernie inghinală nu se operează toată ziua. Nu cred că vreunui pacient îi convine să facă două intervenții, două anestezii generale, două ospitalizări, când poate să facă una singură, și așa că discut cu pacienții și dacă constat, există momente în care hernia se vede doar pe o parte, pe partea cealaltă este slab dezvoltată, abia apare. Dacă constat acest lucru intraoperator, o fac în același timp. Sau dacă vine cu hernie bilaterală, o fac în același timp. Sunt frecvente cazurile în care vine doar cu o hernie și o constatați și pe cealaltă? Nu sunt foarte frecvente, dar cred că un sfert dintre pacienții care au hernie pe o parte au și pe partea cealaltă, inaparentă clinică.